Turneul Speranțelor este un proiect lansat de FRF în sezonul 2017-2018. În urma ediției de anul trecut, Cosmin Covaci, de la Plimob Sighetul Marmației, a participat la un stagiu de pregătire de 7 zile la Târlungeni, fiind în continuare monitorizat de FRF. La această a doua ediție, selecția se adresează copiilor născuți în 2005. Județul Maramureș face parte din regiunea 6, alături de Bihor, Satu Mare, Cluj, Bistrița Năsăud și Sălaj. 44 de echipe participă în această fază a etapelor interjudețene, fiind formate la nivelul țării 8 zone. Se joacă în sistem tur-retur. Până la această oră, reprezentanta Maramureșului a disputat 6 meciuri, câștigând 5 dintre acestea și pierzând o singură confruntare. În a 7-a partidă din Turneul Speranțelor, reprezentanta Maramureșului va întâlni selecționata similară din Satu Mare. Meciul va avea loc pe stadionul comunal din sat Săsar, începând cu ora 11, duminică 7 aprilie.